Ceva din funcție, dar alături de noi astăzi. Avem alături de noi astăzi și un consilier raional, domnul Siluci. Suntem foarte bucuroși că astăzi ați găsit timp ca să fiți alături de noi. Deci să vă fie de bine cu această frumoasă sărbătoare, sărbătoare care vine să prelungească alaiul de sărbători de Duminica Mare, este vorba de Rusalii, o sărbătoare semnificativă pentru noi toți, e sărbătoarea cultului apei, verdelui și bunei dispoziții. În primul rând vreau să zic că suntem foarte bucuroși de prezența dumneavoastră aici, în acest loc pitoresc, în mijlocul podrilor, în casa familiei Donici, care și-a deschis azi la porțile pentru a ne oferi o întâlnire cu tradiția și obiceiul popular de Rusalii și de Duminica Mare. Deci să vă fie de bine cu această sărbătoare, să vă păzească Domnul de toate cele rele și cu adevărat acele tradiții și obiceiuri care astăzi dumneavoastră le-ați prezentat, să dăinuie de-a pururea pe plaiul acest frumos plai mioritic. Chiar ne-am convins că totuși tradiția și obiceiul este căpătâiul unui popor. Și chiar astăzi am aflat multe lucruri interesante de la dumneavoastră din cadrul programului Evoluării. Deci vreau să zic că noi, cei care am fost onorați ca să, mă rog, cât de cât să analizăm, să facem așa o totalizare a acestui festival, am rămas surprins de aceste frumoase tradiții obiceiuri. Și mă rog, orice sărbătoare, orice festivitate se finalizează cu decernarea de diplome, susținere financiară, cât de cât, după posibilitățile de astăzi, dar oricum, eu cred că tradiția și obiceiurile astăzi au fost cele mai importante, cel mai principal în cadrul sărbătorii de astăzi. Deci se decernează diplomă ansamblului folcloric din satul Donici, conducător Elena Semina, pentru participare reușită la festivalul concurs al obiceiului și tradițiilor populare de Rusalii și un premiu de 525 de lei. Unde este doamna? Eu cred că dumneiei are trăit cel mai mult astăzi și ieri și alaltă ieri, dar de acum nu știu mâine. Oricum, dacă dumneiei a avut emoții, în general toți cei care au participat au trecut emoțiile prin inimă, înseamnă că noi avem viață, avem în noi o mândrie de neam față de acest frumos plai mioritic, cum am zis. Diploma se decernează pentru evaluare reușită în cadrul festivalului folcloric al obiceiului și tradiției populare de Rusalii, formației folclorice din satul Peresecina și un premiu de 550 de lei. Așa. Diploma se decernează ansamblului folcloric din satul Clișova, conducător Efimia Levință, pentru evaluare reușită în cadrul Festivalului Tradiții Populare de Rusalii și un premiu de 600 de lei. Bravo! Se decernează diplomă și un premiu de 600 de lei ansamblu folcloric din satul Teleșău, conducător Mihail Turcan. În special vreau chiar să menționăm atragerea acelor copii, tinerii generații, pentru împromovarea tradițiilor populare de Rusalii. Și ați prezentat așa un program bine închegat, care eu cred că copiii vor deveni maturi, dar nu vor uita. Vreau
Se decernează diplomă pentru evaluare reușită în cadrul festivalului concurs al tradiției obiceiilor populare de Rusalii, ansamblu folcloric Suslenenii, conducător Natalia Balan și un premiu de 600 de lei. Dar mai ești mai maturi, mai cu inimă, mai cu putere. De asemenea, eu cred că dacă avem de curățit fântânile, cum se zice la noi, că mâine așa știu, la noi, în toate localitățile, mâine se curăță fântânile. Așa o chemare frumoasă ne-a făcut acei de la Bolocani, căci mai, eu i-am anotat telefonul să invităm și la noi. Deci, ansamblu folcloric cu Codrencile, satul Bolocani, diplomă și un premiu de 600 de lei. Nu putem să nu menționăm și pe cei tineri fanfariști de la Bolocani, care mâine pe mâine cred că vor deveni artiști cu adevărat de valoare și ne vor cânta cu adevărat repertoriu care au cântat astăzi la intrarea în satul Tonici. Deci diplomă se decernează fanfare din satul Bolocani, conducător Ion Gospodarenco și un premiu de 400 de lei. Se decernează diplomă orchestrei de muzică populară din satul Ghetlova, conducător Feodosia Morad, pentru participare în cadrul festivalului concurs raional al tradiției și obiceiului populare de Rusalii și un premiu de 600 de lei. Se decernează diplomă orchestrei de muzică populară din satul Camincea, conducător Kiril Buzenco. Și ne-a cucerit inimile, mă rog, acei tineri artiști care atât de frumos mânăiau arcușul, ne-au cântat atât de frumos și am zis lor un premiu mai mare, 650 de lei. De asemenea, vreau să zic că noi cunoaștem foarte bine dinastia artistică de familie a surorilor Frunză. Au fost toată vremea 4 la număr, astăzi au fost 3. Dumnezeu să o odihnească în pace pe regretata Eudochia Frunză, care întotdeauna a fost alături de cântecul popular, alături de noi când era nevoie. Deci să o odihnească Dumnezeu în pace și pentru memoria acestei membru acestei doamne, le oferim și lor un premiu de 350 de lei și o diplomă care le vom mâna numai decât, fiindcă ele spontan astăzi s-au prezentat evaluarea și deci noi le mulțumim frumos că au fost și în această zi alături de noi. Iată vin și doamnele, vă rugăm aplauze pentru aceste frumoase doamne. Asta am avut a vă spune, doamnă primar, degrevat din funcție, dar alături de noi. Dumneavoastră vă revine cuvântul, v-a revenit cuvântul de deschidere, dumneavoastră vă revine și cuvântul de luat rămas bun, că trebuie să plecăm de acasă. Stimați participanți, locuitori ai comunei noastre și tuturor oaspeților, practic, vreau să vă spun că sunt foarte împăcată în suflet de ceea că aici, la noi, în localitate, am putut găzdui acest frumos eveniment care a avut loc astăzi și suntem foarte, ne bucură faptul că secția culturii regionale Orhei a ales anume datinile de Rusalii, fiindcă aici, la noi, într-adevăr, sunt s-au păstrat și sperăm și în continuare că să păstreze obiceiurile frumoase legate de această sărbătoare. Suntem bucuroși că ne-ați vizitat, o să fim disponibili și mai în continuare și mă bucură mult că, într-adevăr, mai avem ceva sfânt în suflet, mai avem ceva datinile, folclorul, obiceiurile care le avem acestui neam. Și suntem totdeauna cu porțile deschise aici, la Baștina Marelui Fabulist, care, practic, atunci când am venit aici, în această localitate, mi-am dat seama că, sub poșnetul acestor prozari, într-adevăr,
a apărut acea inspirație a marelui fabulist care a lăsat în urmă această avere care are această localitate. Mulțumim mult și vă mai așteptăm aici la noi. Bravo! Deci încă o dată să vă fie de bine frumoasa sărbătoare de azi a cântecului, tradiției și obiceiului popular. Puneți mână la mână, mâine toți bărbații ieșiți la curățit cântinile, iar femeile, gospodinile știu că de acum s-au plănuit care face sarmale, care face plăcinte. Deci să vă fie de bine cu sărbătoarea de rusare de mâine la iarbă verde! Bravo!